Ia, Miha. Deci, prieten, patrona m-a văzut în foișor și a zis ia-le repede că după aia mă răzgândesc. Ne-a dat și nouă trei scaune care cred că sunt tot ale noastre. Păi sunt tot de aici luate. Rupte. Când s-a împărțit averea atunci la vat. Trebuie să le facem. Și mai e unul, trebuie să-l ajung și pe ăla. M-a dus să le iau repede că sunt. A zis că le-a vândut, auzi. Păi și bani, și deci tot. Păi ce a fost pe capul de vândut tot? A vândut tot, să o ia bani. A vândut-o. Și mese mici. Mamă, toți țiganii au mese de la ea. Mese de lemn. Bă, de lemn așa care pentru 10 scaune. Normale, nu le care. Dar cu vorbele unde le aruncăm și noi? Unde le aruncăm? Trebuie să le spălăm. Păi uite, eu n-am ce face. Vreau să fac curățenie, să spăl pe jos. Lasă prin foișor. Furtun până aici să ajungă. Până aici așa la foișor. Da. După el. Auzi, grătar, ne punem aici pe peretele ăsta. Care-i grătar? Nu știu, să ne luăm. Lasă să cumpărăm furtun până aici, așa. Să spăl și cu vodă. Așa le spun da. Aici minia și le pun să spun în pe bară. Da, vedem mai departe. Nu mi-am mătut cu vodă. Trebuie un furtun de nu, cât metri de la robinetul ăla, un singur robinet am. Stai să iau scara, duceam să iau și eu pe aia în genie ăștia, cu ce. Deci, prieten, patroana ne-a mai restituit înapoi doar 3 scaune. Dacă pleci acasă, le ia. Și cred că le ia înapoi după aia. Nu, cred că le mai ia. Trebuie reparate, trebuie făcute. A declarat pe filmare că nu e de. Și dacă le ia înapoi? Dacă le ia înapoi, vede toată țara. Nu mai ia așa pe casă, pe din afară. Uite, vezi, se vine, se vede că ai luat alea. Marile, peste tot de viață. Trebuie și aici. Și cine vrea? Păi caz cu scara aia. Care? Scara asta era plăcită, de grămâna mea. Nu e bună, chiar nu e bună. Bă, Miha, trebuie să dăși noi covoarele astea jos de pe masă. Păi da, dar noi acum până reparăm fuișorul, până vin oamenii, n-avem unde să stăm. Și stai tu acolo în praf. Păi uite, eu în față aici n-am unde să stau, la masă. Da. Pe scară aici. Păi unde vrei să te ne da. Trebuie și nouă o masă. Păi uite, noi suntem obligați să mergem la patroana la masă. Să luăm masă din casă, gata. Să luăm furtun. Cum ai vrea să fac așa? N-ai cum așa. Să nu poți depui nici unde depui în praf? Și dacă avei masă, ce faci? Atunci stai cu patroana mea. Lasă că pune masă. Stai cu patroana ta. David, stă Miha cu patroana ei. Dar vezi ce frumos să vede că nu mai sunt alea sus. Da, vezi? Da, vezi? Mi-a spus degeaba că nu mai merg. Merg. Și atunci de ce nu avem conexiune de păi să vedem? Păi n-ai tu, eu am. Eu am conexiune. Ia să vedem dacă ți-a dat o vedete. Lasă că te vede. Mamă, cât au paianjul, ce stă ea? Mama, e cablul de la alb de curent. Dă-ți alire, că-mi stă din dor. Gata, nu mai e mult, gata. Dă-ți jos. Dă-ți să duc o dischetă, de-aia să șterg. Te aduc? Ce faci, David? Dă-te jos. E lovit? Dă-te jos. Să uită urâi la mine ăștia. Să uită urâi la mine ăștia. Să Davidescu Belenescu.
Deci, prietene, am găsit aceste scaune sub scară, de la masa aceea de sticlă, rupte, fraților. Așa că m-am hotărât să le repar, să fac și eu ceva în curtea asta. Am cumpărat șurubelniță nouă, șuruburi, ca să mă apuc să le repar. Așa că, cameraman, vino să mă filmești pe mine. Haide. David, stai să reparăm scaunele. Da? Da. Avem și tehnician. Hai, domnul tehnician. Hai, tehnician. Filmează-mi și mine frumos, nu așa. Lasă telefonul, oprește-mi și mine. Miha! Vino cu asta, vezi ce face, Miha. Îți aduc un sensire. Nu, că am cumpărat. Trebuie să repar scaunele. Uite, vin așa. Uite, glonț. Tu să repar scaunele. Tu repar scaunele și ia uite așa am făcut eu. Am măturat tot foișorul, vă place? Cine ești tu, Matina, adică tu legaje pe camera? Ai ajuns împărat. Ce erai tu care vorbeai cu toată lumea? Acum am zis mie ieșit. Că te vede lumea, poliția la portă, uite-te ea. Ține așa. Ține așa de el, de jos. Ia cum să-l avem cu tine. Să vedem dacă se nimerge un lucru prea. Nu, stai, lasă-l cu așa cu picior. Așa. Ia uite, frate. Bor mașina unde e? Pe unde e? Bor mașina unde e, Leo? La munte voi. Păi aveți bor mașină? Da, era în casă acolo. Mă duc eu să o iau. Ia du-te, iau, că tu parcă știi ideea. Ușor. Păi trebuie prelungitor, trebuie... Păi da, trebuie, da. Auzi, Tache? Da. Nu, cea mai bună variantă. Ce? Dai și eu din mocheta asta, 2 metri. Gata, mă. Sunt multe, ce pot să iei una? Vezi, mă, cum se repară scaunul. Asta e rucheta voastră, trebuie să pune pe omorul mare. A, e din casă? Da. Am crezut că sunt alea. Nu, rucheta aia se. Ai zis că ai spălat. Nu, am zis că am măturat, dar spălat nu, îmi trebuie furtun de la lung. Vezi, mă, că se poate. Că nu mai merge pompa asta în față. Aici trebuie cu apă tare. Păi aia zic, cu sodă da, să spăl. Da, cu sodă. Am măturat. Uite, scaunele erau rupte. Vezi? Am măturat și am scos și de sub cuptor tot, dar mai am doar să spăl. Păi și tu să le faci alin. Uite, câte șurubi și gata, așa sunt. Uite, tot. Să chem pe cineva să le facă. Sunt gata. Nu, că le facem noi, că ne place să stăm. Cu asta știi că era la masă, era... Păi la masă aia de sticlă. Păi da, erau toate la masă. Acum țeapă, le-am furat. Da, șuruburi de-astea ai? Am cumpărat acum. De tine. Păi, vezi? Bă, ne ajută, dar n-avem priză. Băi, Nație! Mă, nu e bună. Fii pe fază, mă, și filmează, nu te mai da mesaje. Nu e bună, bă, ai nevastă, mă, băiatule. Și șurubul ăla, Ana. Dacă ai nevastă, de ce mai dai la alte femei mesaje? Ia, dă-ne șurubul. Băi, trebuie priză, mă, ca să meargă aia. Nu e bună aia, David, aia îmi trebuia. Ea strânge firul și dă-o înapoi de unde ai luat-o, mamă. Hai că ne trebuie mâine la noi, la port. Să nu scapi în parchet, începa să scârie alea. Dacă ai făcut frumos. Dar mai am de șters praful pe mese, pe alea. Da, trebuie spălat. Masa o să o spăl cu totul. Când iau furtunul să spăl pe jos, spăl și masa, că e lungă și ți-am mult. Nu, trebuie tate astea de aici, aruncare. Da. Ai înțeles? Uite. Dar la mine, dar nu merge mou. Da, ok. Ce? Merge mou la mine, să iau asta. Păi ăla e... Ia-l. Vezi, mă, blond. Da, bine, lasă la el.
David, trimite-ne și tine la covoare, că vrem să furăm de aici. Mă, pe ce vrei să-i furi covoarele lui Anca? Ca să nu mai audă. A, pe vezi că e acolo, la baracă, sub scară. La cine? Te aude. La baracă, căcuță. Ha? Uite pe pantera roz acolo. Hai să mă duc să o filmez pe pantera. Nu mă întrebați de ce e pe jos pantera, că o să o iau să o spăl. Și haideți. Anca, am venit să te avertizez că Leo vrea să-ți fure covoarele. Leo vrea să-ți fure covoarele, e înfăișor. A, ok, bine. Leo! Patronul, ce faci? Fugi covoarele lui Anca! Aho, că glumeam, a zis că poți să iei ale tale. Ce faceți? Mamă, ce grasă e Mihaela, uite, că am luat-o pe modulul Alin. Mai luat pe modulul larg. Ce v-a scont? Dă pe ăla unul, că ăla se mai frumos. Bine. Și mă bucur că am făcut... Acesta glonț, ce faci? Nu mai mă pus la timp de zare. Aha, după Leo! Și nu e de căjean, că tu are patru de cotul la patru. Las... Ce le face de mama? Păi, mochetă. Ce mochetă? Păi mochetă la șire cu doar ale mele. Șenghel. David. Ține mâna de bătare. Dar nu fă așa. Pe ori filmează, ori te joci. Da. Asta trebuie să faci. Da, dacă mergea, spălam imediat. Păi trebuie să o faci, de ce nu mi-ai zis să-i spun ăla aia? Nu e legată la apă. Nu e legată la apă. Pe aici căminul nu e apă. Acolo e apă din oraș. Și nu mai e. Dar mi-i filmează cu mine după o mamă. Păi nu, am mers după Leo. Da, dar filmează după Leo. Păi da, dar dacă nu e asta, nu poți să spele asta aici. Păi de unde furtunul? Cât de lung avem noi furtunul? Păi nu știu, nu ajunge cu noi. N-avem deloc. Aveam furtune, cumpărasem la București de 100 de metri. Am încercat-o cu ăla în spate, dar nu ajunge cu noi. Atunci luăm covoarele acolo și le speli în spate. Da. Și le pui pe de-astea, uite-te. Le strânse mai tare, mă, cu mor mașina. Îți duce la mea, da. Mare, dacă ai coară. Dar câte cum merge, ai face și pe ăla. El le spele în spate la noi. Da. Ei două fete și spală covoarele. David, dă camera la... La glonț. A zis Alin. Alin, a zis. Bă, glonț, filmează-o mă și filmele cu trebuie. Stai, că nu ai cum. Nu acum. Stai, mă, uite. David, dă-și rubelița. Haide, dă să termin. Bă, ce faci, mă? Filmezi? Bă, dar ce faci, mă, cu telefonul tău? De la cine dai mesaj? Aaa, uite cum o cheamă Roxana. Bravo. Aha, deci să te vadă nevastă. Ce ai, mă, că joacă poker pe telefon. Bă, filmează-mă aici, unde filmezi? Să joacă și omul poker pe telefon. Ăla e ultimul? Da. Nu pune, uite, bine, s-a mis. Aline, nu ți-ar trebui un cuplări. Aline! Nu! O cuplări, tot ți-ar trebui. Ha? De comandă. Ce pe cuplările, ce pe rujinii mele, te văd babardul, să văd pe rujinii. Te văd pe vină, pe acolo. Nu pe cacere. Ai șofer, mă? Era permis. Așa ai rămas. Da. Că-i de grasă. Grăle, grăle. Grăle, mi. Te pute la acolo, ca toa și mii.
pula ta ca și orice de sârmă. Ai cărele duralele, le ceapă de la role pe mangă. Pe cine am avut ca mine? Ai cărele. Să aveți telefon al Milale? În ole. De ole, dar cărdei ori le bicărdei? Bicărdei, bicărdei, cele la ce cărdei. Bă, și ale lui, ți-a la mie că-s cafe din Angicăle, toate era de asta. S-ar bici de acolo astea. Toată, toată, pe mine nu mai trebuie nimic. Tu mă n-am vormașină să le știi strâns bine. Vormașină, trebuie la asta. Să cai luci. David. Păi David. David. Băi, se vedem aici. David. Lasă. Ce treabă ai? Că aveam și o treabă cu tine mai târziu. Peste jumătate de oră. Bă, ești tu pe nevastă ta și vii cu ea la mine ca să ne facă ceva de mâncare, știe? Gata, mă. Bă, știe! Vii cu ea! Nasie! Vii cu nevastă ta la aici la noi să ne facă de mâncare. Ha? Hai că mă duc să-ți scot carnea. David! Băi, le-am făcut. David! Acum trebuie spălate. Da, dar totuși, erau patru scaune, fraților, care erau aruncate sub scară, că erau stricate. Haideți că e bine, totuși. O să facem modificări. Mamă! 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 Unde e? A? A, unde ești? Nu? Am reparat scaunele. Bine. Am luat șuruburi și le-am făcut. Vezi? Da. Vezi un lucru când îl lași. Ce e aici? Ce nu e? O jucărie, numai se oprește. Doamne, uite alea de la ce noptieră sunt. Da? Alea. Din spate. Le-am pus la mavedire ca să facem. O să le facem. Haideți că ne-am pus pe reparații. Pantera, aleșinat, asta e patroana. Pantera roz. Panterul roz. Ce faci, omule? Hai că revenim, prieten, că vreau să strâng scaunele astea, mai bine să le fixez cum trebuie. Deci, prieteni, acum vreau să șterg scaunele puțin, să le pregătesc. Hai să vedem. Uitați ce avem. Băi, unde te duci, mă? Trebuie făcute frumos. Că sunt pline de praf unde au stat pe acolo. Uite, stau. De aici a ieșit. Trebuie dat bine pe ele, făcut de Prăfulescu. Ia uitați ce-i pe ele. Le ștergem așa frumos. Că-s murdare, sprăfuite. Davidescu! Uite eu ce fac aici, fac treabă. Să vedeți ce-mi fac aici. Trebușoară. Cum să șterge? Tot cu soluție de geamuri? Oare merge? Merge. Uitați că merge. Se poate. Da, vedeți că se ia. Haideți că continui și revin.
Deci, prieteni, ați văzut că unele trebuie să mergi să mai cumpăr niște șuruburi la unul, că unul este... mai are și o altă problemă, în afară de ăla. Le-am șters și eu cât de cât așa de praf, dar le mai curățăm mai bine, le mai ștergem cu alte soluții, cu astea, că-i piele întoarsă aia. Mamă, ce m-am murdărit. Și uitați aici, la ăsta a sturit astea, șuruburile alea. Vedeți? Trebuie să iau și șuruburi de alea mă să le prind acolo. Astea trei sunt bune, fixe tot ce trebuie. Și știți ce fac? O să fac o modificare, prieteni. Vreau să pun aici până vopsim foișorul cu lac și până aranjăm masa aici. O să-mi fac aici o masă pe scară. Unde să vin și noi cafeluța dimineața, o măsuță mică, cred că o să iau pe aia lui mama din bucătărie. Și o să punem pe aia de sticlă la aia acolo. Că nu vreau să o iau pe asta afară, că e frumoasă. Și nu vreau să o forjăm. Înțelegeți? Și mai bine o punem pe asta la bucătărie acolo la mama în spate. Și o luăm pe aia ea mică. Și o dăm afară aici, la cafea. Și punem scăunelele alea. Că sunt mai așa, nu sunt noi. Știți aici gen ceva. Nu știu, vedem noi cum vom aranja. Perdelele acolo atârnă. Ce faci, mamă, acolo? Ai mai găsit ceva? Da? Ai mai găsit ceva? Ăla de la mașină, cheie. Nu știu. Uite care este. Da, pune-le în ceva. Ceva de reparat. Astea ce să fac cu ele? Pot să fac ceva din ele afară. Dulapurile astea. Haideți că vedem. Doamne, ce aleșina pantera asta. Deci facem scaunelele astea. Ne-a dat și patrona pe ăștia trebuie să le curățăm, să le dăm cu lac. Se fac și astea, nu-i problemă. Și... David! David! Unde e David, patrona? Nu mănânc. Unde e David și Mihaela? Ah. Bine. Patroană, dar vezi că mai avem ceva de împărțit. Mai avem ceva de împărțit, că ai cam tras pe dreapta. Ce? Cum mai tras tu pe dreapta două leagăne? Păi uite, nu leagă mai la tine. Și eu n-am niciunul. Ia ăsta să pune în pat. Păi la mine, dar ai zis că închizi ușa aici. Eu cum mă dau pe leagăne dacă închizi ușa? Du-te ia să pune în pată. Nu, că n-au venit oamenii, că n-avem cum. Arine, o leagă să le repare. O leagă în altă. Da, da, trebuie să le repare pe amândouă. Și unul este al ursului. Că-s cam rupte. Ascultă-mă. O, pardon. Pe bună asta, zic, mă mănânc cu tractor. Uite, Aline, ce mănâncă hernia de patru. Hernie? Păi nu e hernie de aia cu... Auzi, Aline, ce mai aveți de patru? A băgat sos dulce. În ciorbă. Aline? Da, pe chinezesc. Da. Băi, Aline, auzi să-ți spun ce ai nepărțit. Că dacă eu ai murit, să știi ce sunt lucrurile tale. Bine zi. Mai sunt niște crătii, patru crătii de inox, de ale mari. Aia le bățin când tăiem porcii. Da, două ale tale, două ale lui. Da, dar s-a dus papi, auzi, a găsit porci. A găsit? S-a dus să-i vadă. Lasă să-i vadă. Că spus să cătă, dar n-am încredere în cătă. Nu te baza pe cătă, că ți aduce câine, nu porc. Da, cătă. N-am bază în cătă. Hai. Hai, vreau să mergem să nu știu. Hai. Da. Mihaela! Da, să vă numim Mihaela. O, Miha, faci curățenie. Da. Ce cuminte ești. Cuminținia pământului, salutare. Să mergem până în oraș, auzi. Mergem,
Prieteni, noi o să încheiem filmarea asta aici. Revenim mai târziu cu ce mai facem în șatră, ne-am pus pe reparații. Vă pupăm și vă dorim o zi minunată, pa, pa. Salutare. Hai să cumpărăm.